Cea de-a treia etapă a vaccinării este programată să înceapă în aprilie, însă oamenii se vor putea programa chiar din această lună. Populația generală se va putea programa la imunizare cu unul dintre cele trei seruri aprobate de autoritățile din România, însă unele localități ar putea fura startul. Premierul României, Florin Câțu, a anunțat că persoanele din etapa a treia de vaccinare împotriva COVID-19 s-ar putea vaccina chiar mai devreme dacă există locuri libere și persoanele din etapa a întâi sau a doua nu doresc să se vaccineze. De asemenea, zonele unde sunt raportate tot mai multe cazuri de infectare ar putea și ele să înceapă vaccinarea populației generale mai devreme. Am cerut ca zonele, cel puțin zonele, cum sunt Timișoara, Iași sau zone care sunt carantinate sau în zone unde avem cazuri și sunt locuri libere, să se permită măcar în aceste zone și altor persoane. Deci dacă la Timișoara sunt 20.000 de locuri libere și cei care sunt în etapa 1 și etapa 2 nu vor să vaccineze, atunci să permitem cei din etapa 3 să vaccineze. Este o nebunie să lași locuri libere când sunt români care vor să vaccineze. Cel mai mult de la toată lumea, la Ministerul Sănătății, de la Comandant Gheorghiță, mai multă atenție și atunci când avem locuri libere, putem să lăsăm și pe celălalt să vaccineze. Din 15 martie vor intra în vigoare și listele de așteptare. Fiecare persoană care își va crea cont pe platforma de vaccinare va alege opțiunea de a se programa pe lista de așteptare prin alegerea centrului de vaccinare. Dacă în respectivul centru vor fi locuri disponibile, persoana va fi anunțată prin SMS și e-mail și va avea la dispoziție acel loc liber pentru 24 de ore, timp în care va confirma programarea. Astfel, după 15 martie, centrele de vaccinare vor putea fi vizualizate doar din această listă de așteptare. Coordonatorul campaniei de imunizare spune că astfel se va ușura procesul de programare efectivă și va permite gestionarea persoanelor în funcție de numărul de doze. Această listă de așteptare va ușura foarte mult procesul de programare efectivă și mai mult decât atât va permite, pe de o parte, o gestionare mult mai eficientă a numărului de persoane programate în raport cu dozele disponibile, pentru că întotdeauna, practic, vor fi notificate persoanele în funcție de numărul de doze de vaccin care vor fi disponibile. Și atunci nu am mai ajunge în situația ipotetică în care ar trebui, din cauza unor doze insuficiente, să ajungem la amânări de persoane. Totodată, din a doua jumătate a lunii martie, vor fi înființate aproximativ 50 de noi cabinete de vaccinare în care se va folosi vaccinul Moderna. În județul Gorj, însă, nu va fi deschis niciun astfel de centru din lotul de 50 anunțat de Gheorghiță. Până la începutul lunii martie s-au administrat peste 1,5 milion de doze de vaccin pe întreg teritoriul României.